Astăzi voi vorbi despre două lucruri în principal, foarte pe scurt despre GTS și apoi despre prima rețea regională în Central Europe, MPLS. GTS este o companie regională, prezentă în Europa Centrală și de Est, în 5 țări plus alte 18 teritorii care sunt servite. Undeva e un operator alternativ în absolut toate aceste teritorii. Este în primii doi în cam toate aceste teritorii, exceptând România, unde cred că suntem în primii patru, primii trei. Ce am pățit noi și este foarte bine, este faptul că am beneficiat de experiență multinațională foarte mulți ani, de experiența lui Ebon GTS și de experiența lui KPMQuest foarte mulți ani. Și apoi ne-am concentrat pe lucruri foarte simple, foarte puține și am excelat în a le face pe acelea. Aici, pe acest slide, chiar vedeți un premiu pe care l-am primit și în 2005 și în 2007 de către Capacity, dat de către Capacity, ca cel mai bun wholesaler, wholesale provider din Europa Centrală și de Est. Aceste premii vin ca o recunoaștere a faptului că am ales strategia corectă, am executat-o foarte bine, vine ca o recunoaștere a faptului că ne-am concentrat toți acești ani pe a servi cât mai bine clienții noștri, a eșela în segmentele pe care le servim și vine ca o recunoaștere a preocupării noastre pentru calitate. O puțină istorie. Acum, prin 2003-2004, noi aveam cam 5 țări, România, Ungaria, Slovacia, Cehia și Polonia, cu 5 rețele MPLS separate, cu care serveam clienții locali din fiecare țară. Acest lucru oferea destul de puține sinergii la acel moment. Pe măsură ce toate țările au intrat în Uniunea Europeană, pe măsură ce foarte multe multinaționale au intrat în regiune, am observat o oportunitate, care era aceea de a servi clienți regionali cu servicii de tip VPN în toate aceste teritorii, fie pentru a le conecta între ele, fie pentru a conecta acestea cu headquarter-ele, cu sedii centrale din afara regiunii, eventual de pe alte continente. Astfel, cu pași timizi, am început acum vreo 18 luni să testăm apele și să construim prima rețea regională, MPLS, și să vedem ce putem să facem cu treaba asta, adică ce clienți putem să aducem. A fost un succes și undeva spre sfârșitul anului trecut am lansat primul serviciu IPVPN de MPLS la nivel regional. Cam ce înseamnă asta? Înainte, o rețea integrată regional pe toate acele 5 teritorii, unde asigurăm Quality of Service, SLA, tot ce este nevoie. O implementare de servicii gestionate uniform, integral pe toată rețeaua, înseamnă interconectul la nivel de MPLS, nu de IP, de MPLS, cu operatori de Tier 1 în 3 puncte principale, de fapt acum sunt 4, Viena, Frankfurt, Londra, și interconecturile astea se întâmplă cu operatori importanți de nivel Tier 1. BT, Telecom Italia, Verizon, Vanco și Cable & Wireless. Cui ne adresăm cu treaba asta? Cu serviciile astea? Companiilor multinaționale, companiilor mari care se extind în țările din teritoriile alăturate. Vă readuc aminte, încerc să dau slide înapoi, că noi mai servim și alte 18 teritorii în jurul celor 5 țări în care suntem prezenți. În principal, aceștia sunt clienții noștri, clienții pe care îi targetăm cu acest serviciu la care ajung acum. Serviciul este VPN. Nu este o inovație din punct de vedere nici comercial, nici tehnologic. Este doar un serviciu foarte bun, dar poate că este o inovație în modul în care este folosit. Este primul serviciu VPN peste MPLS la nivelul regiunii.
regiunii Central Europe. Da? El face... Ce pune el la dispoziția clienților pe care i-am spus? Soluții implementate unitar la nivelul regiunii, un management tehnic, un network operation center unic la nivel regional, un serviciu de suport unic la nivel regional, toate lucrurile astea sunt în Praga, pentru un serviciu comercial unic, cu alte cuvinte, un client multinațional care încearcă să intre în regiune, vorbește într-un singur loc, într-un singur point of contact cu GTS. Și pentru că toate lucrurile sunt manajate unitar, avem posibilitatea să dăm un SLA, Service Level Agreement, garantat contractual la nivelul întregii regiuni, în funcție de tipul de servicii care sunt transportate peste acest serviciu. Cu alte cuvinte, SLA-ul este și el structurat pe niște layere, în funcție de tipul de trafic de deasupra. Dacă e voce, dacă e business critical sau, până la urmă, chiar dacă este doar simplu best effort. Platforma tehnologică este MPLS și deja a fost laudată de cel puțin doi între vorbitori. Deci nu o să mai vorbesc despre ea. Este o, pe scurt, o platformă foarte bună, foarte stabilă, foarte flexibilă, foarte scalabilă. Absolut ideală pentru aplicații de tip VPN. Ce punem la dispoziția clienților noștri sau ce le oferim prin acest serviciu? În primul rând, garanții contractuale ca lățimea de bani, Service Level Agreement, garantat contractual cu discounturi proactive date, la fel cum se făcea separat în fiecare dintre aceste țări încă din 2002-2003 pentru toate serviciile. Oferim flexibilitate. Clienții au posibilitatea să-și configureze absolut cum vor aceste soluții. Instalări rapide, timp redus de intervenție, gestiune și, foarte important, responsabilitatea asupra întregii soluții. Și aici e de vorbit, e legată de acel SLA. Da? Deci ne garantăm contractual. Și clienții au posibilitatea să vadă chiar în mod virtual, pe o interfață web, cam cum arată nivelul de calitate pe luna respectivă pentru tot serviciul sau chiar la nivel de detaliu pe link-uri. Și chiar pot să aproximeze valoarea facturii pe luna respectivă. În funcție de nivelul de calitate asigurat în acea lună. De asemenea, această soluție oferă transparență tehnică și comercială. Este, exact cum am spus, este foarte ușor pentru un client să vadă cum arată soluția, care sunt nivelele de calitate furnizate în luna respectivă, cum va arăta factura lui, unde au fost problemele, dacă au fost probleme în luna respectivă, pentru că probleme se întâmplă în orice operator. Clienților li se oferă scalabilitatea soluției, li se oferă, practic, o sinergie și economie de scală pentru serviciile sau implementările pe care le de care au nevoie și pe care ni le cer. Pe scurt, asta le oferă value for money. E foarte important de spus că soluția asta nu e o soluție ieftină pentru niciunul dintre clienții noștri. În schimb, în faptul că le salvează foarte multe costuri, le salvează foarte multe bătăi de cap, ei primesc chiar value for money în cel mai corect sens. Aș vrea să închei prin a spune că toate eforturile pe care le-ați văzut aici, chiar dacă prezentarea a fost foarte scurtă, toate eforturile pe care le vedeți la nivelul GTS și Telecom și GTS Central Europe vin ca să facă mai puternic un credo pe care noi îl avem. One region, one network, one stop. Mulțumesc!